joacă și simte magia super fotbalului. Superbet. Împreună suntem super. Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul din această seară este actualul team manager al lui Dinamo, fostul mare internațional Florin Răducioiu. 40 de prezențe și 21 de goluri pentru echipa națională. Bun venit! Dacă aș ști de câte luni trag de el să-l prind în emisiune, nu v-ar veni să credeți. Dar iată-l, tânăr, felice, elegant, în ciuda faptului că Dinamo... Prea felice. Dinamo săracul să zbate, să scape de retrogradare, deși șansele în afara barajului par minime, nu? Da, da. Mai aveți vreo altă speranță afară de baraj? Nu avem, Ovidiu, din păcate nu. Nu prea sunt felice, cum ai spus tu, pentru că, într-adevăr, situația este destul de complicată. Da, vom, probabil, mare probabilitate vom avea de a juca barajul. Deci aceste două finale, cum le numesc eu, și acolo e care pe care vom vedea. Dar mai sunt câteva meciuri acum care trebuie să le onorăm cât mai bine, cât mai frumos, cât mai profesional. Echipa trebuie să-și regăsească încrederea în ea, trebuie să fim mult mai răi, mult mai atenți. Sunt foarte multe lucruri de discutat, dar, repet, nu e totuși de competența mea. Avem un antrenor foarte bun, capabil de a sunt convins că a fost chemat pentru a-i salva. A făcut odată să o salveze pe Dinamo și sunt convins că o face. A avut, Florine, tu ai stat destul de multă vreme departe de Dinamo, în ciuda faptului că au existat niște tentative de a te aduce. Venirea într-un moment în care Dinamo se află într-o situație, să-i zic, delicată, ca să fiu amabil, da. Venirea ta a fost, după părerea mea, un semn de curaj. Adică ai venit exact când nava e aproape scufundată. Da, da, când Titanicul are puțin să scufundă. Sper să nu se întâmple așa cum s-a întâmplat cu Titanic, de fapt. Da, i-a fost un act de, da, de curaj. Știam la ce situație era Dinamo. Am fost chemat, de inițial de domnul Badea, în sfârșit, care știți foarte bine, este un mare dinamovist. În ciuda faptului ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni, în sfârșit, nu vreau să comentez, dar și am acceptat să vin, știind de faptul că situația este destul de gravă și, într-adevăr, n-aș dori să aibă un dezvoltământ. Eu sunt obligat să... Dificil. Toată simpatia mea pentru tine, da. Veche și, cum să spun, reconfirmată. Sunt obligat să te întreb, te-ai dus și pentru bani? Absolut deloc. Sunt banii mulți în joc? Banii sunt foarte puțini, pot să-ți spun, nu e o problemă, sunt foarte puțini. Nu am venit pentru bani, am venit pentru că, într-adevăr, vreau să ies din zona de confort. Vreau să dau o mână de ajutorul Dinamo, din punct de vedere, evident, al prezenței mele, al experienței mele ca fost jucător, să fiu alături de jucători de echipă în acest moment dificil, știind de faptul că, de adevărat, situația e foarte gravă și, într-adevăr, le-am spus și jucătorilor, n-aș vrea ca, dar e un risc care mi l-am asumat, ca numele meu să fie din păcate, în cazul unei retrogradări, ca numele meu să fie... Cum te privești jucătorii? Te privești așa ca pe un idol, ca un fost mare jucător? Da, cred, depinde. Sau nu te bagă în seamă? Ba da, ba da. Hai, lasă-l pe ăsta. Nici vorba. Eu sunt foarte deschis, eu vorbesc cu aproape toți jucătorii. Nu, e adevărat, este o stimă reciprocă, băieții mă privesc cu stimă, în sfârșit cu respect. Știi, nu am niciun fel de problemă cu ei. Te rog să vorbești acum, că din ce știu eu, 17 jucători sunt la final de contract. Nu? Așa este. Adică de la anul veți rămâne să vorbiți mai între voi. Informațiile tale sunt corecte. Da, e adevărat, sunt foarte mulți jucători. Deja o să începem de săptămâna viitoare să lucrăm un pic, între ghilimele, la viitoarea echipă. Vom vedea la viitoarea lot, pentru că, repet, mulți vor fi fără contract, dar mai avem nu mult timp. Săptămâna viitoare începem ușor să culturăm ceva. Am început cu Dinamo de azi, îți promit că o să terminăm cu Dinamo de azi, da. Dar hai să o luăm cu începuturile. Da. Știi, așa băbește de când... Băbește, da. Tu ai două surori, tu ești singurul băiat cu două surori și din ce mi-aduc eu aminte, tatăl tău a ținut foarte mult să te facă fotbalist.
având ca idol pe Dobrini, adevărat? E perfect adevărat. Și într-adevăr, din Colentina ai ajuns la Dinamo. Din Colentina am ajuns la Dinamo, așa este. Tatăl meu era, visul lui era de a... surorile mele sunt mai mari și evident aștepta al treilea copil și iată a venit un băiat în sfârșit. Așa. Era un visul lui care într-un fel s-a îndeplinit. Era mare tatăl, de fapt e oltean tatăl meu. Și... Dar aici să nu uităm nici pe mama mea, care și e la fel olteancă și ea care... A, deci tu ești oltean. Sunt oltean, oltean, dar din acele meleaguri care au dat foarte multe talente fotbalistice, vorbind, fotbalistii vorbind, știți foarte bine, în anii 80, campioanul unei mari iubiri, care eu am copilărit, într-adevăr, cu performanțele lor. Deci, da, am citit așa... undeva că idolul tău a fost Sorin Cârțu? Sorin Cârțu, da, îmi plăcea foarte mult, m-a cucerit cu golurile pe care le dădea. Deci, da, așa este. După aia, ulterior, a venit Ilie Balac, în sfârșit erau după aia un pic și Dudu Georgescu, mi-aduc aminte, după care marele meu idol a fost Marco. Apropo, mai știi ceva de Dudu Georgescu? Nu, din păcate nu, mi-ar place să... Mi-ar place să-l plăcea. Mai știu. Bun, ceva, să vorbesc cu el. Eu știu că e prin Canada. Eu știu și eu am auzit că e în Canada. Și lucrează în construcții, foarte ciudat. Mi-ar place să eventual să vorbesc un pic cu el, pentru că eu eram mic când el juca, eram copil de mingi și n-am avut ocazia, sunt de 5 ani în România și n-am avut ocazia să-l întâlnesc, să-mi povestească de acea perioadă de gloria lui Dinamo din anii 80, când el a câștigat gheata de aur atunci. Deci, stai că ajungem, da, și acolo. Bun, și la 8 ani ai început la Dinamo în grupa lui Piții Varga. Da, nu? La 8 ani tata m-a dus acolo, nu eram departe de Dinamo, într-adevăr, Colentina. Din Colentina, eram aparent aproape și m-a dus într-adevăr la Nea Piții Varga, care știți foarte bine, adică bine, cred că oamenii de vârstă... Ciudat destinul tău, un oltean din Colentina, da, care a făcut... Da. Glorie la Dinamo. Da, și da, am fost la această selecție, în sfârșit am fost selecționat împreună cu alți copii, în sfârșit pe Zgură, unde era Zgură atunci, pe stadionul, în spatele, pe cele două terenuri în spatele stadionului. Și de acolo a început, să zic, aventura mea, să zic așa, la Dinamo. Deci am crescut acolo datorită lui Piții Varga, știți foarte bine. Am învățat tehnica individuală, care este... un element extraordinar, primordial. Piții Varga e o legendă, așa, da, și ca fotbalist, un mare talent care nu s-a realizat, exact, și ca antrenor, că să zice Dumnezeu să-l ierte, că era cam consumator, așa, adică... Da, da, dar îi datorez enorm. Eu personal îi datorez enorm pentru ce a făcut pentru mine și nu numai pentru mine, și pentru Lupescu, pentru Tene, care era atunci cu mine în echipă. A mai fost Bucur Bogdan, atunci mi-aduc aminte. N-au ajuns mulți fotbaliști la mare nivel, dar datorită lui, cred că... Antrenor bun? Antrenor foarte bun. Iubea pe copii? Iubea foarte mult jucători. Așa că să aibă și el în serviciu. Nu, nu, e adevărat, iubea foarte mult, dar e adevărat, cu anumiti jucători, printre care și eu am avut acest... E adevărat, ne-a antrenat în mod individual, făceam lucruri individuale, de șuturi la poartă, ne explica cum se trage la poartă, poziția corpului, a piciorului, cum se dă un pas cu latul. Am învățat foarte multe de la el. Dacă nu învățam, credem, aș fi avut mari probleme din punct de vedere tehnic. Deci, da, e adevărat, ai dreptate. Din păcate, era o perioadă în care el bea foarte mult. Mai venea vreodată așa mai... Da, da, din păcate, da, a venit și la meciuri. Din păcate, ce să vă zic, Dumnezeu să-l ierte. Eu n-am să-l uit niciodată, de altfel am și câteva poze pe profilul meu de Instagram. Nu uit niciodată oamenii, persoanele care m-au ajutat să devin fotbalist. El a fost primul care, să zic așa, a pus prima temelie, să zic așa, da, a fost în cariera mea de... Până la urmă, un personaj nefericit, da, un mare talent, un bun antrenor care, da, cum sunt, și-a risipit viața, dar, mă rog, da, fiecare, ca să zic așa, cu destinul lui. Bun, după care te-a debutat Lucescu. După care debutez, într-adevăr. Mircea Lucescu, da, Răzvan. Ne-au vine, mă răvășești foarte mult, dar, de fapt, e bine să mai trăim și să mai trăim, să ne aducem aminte, retrăim, da, practic, să ne aducem aminte, pentru că toată lumea, într-adevăr, zice, multă lume laudă trecutul. De ce? Pentru că eram mai tineri, zice, se zice. Da, știi cum se zice? Că bătrân nu ești când uiți, ești când îți aduce aminte. Când îți aduce, da, exact. Da, așa. Deci, după care, e adevărat, la 15 ani, Nea Mircea mă duce la prima echipă împreună cu alt jucător, dar vorbind de mine, e adevărat, intru în, să zic așa, în anturajul prima echipe, deci intru în joc, încep să mă antrenez cu echipa mare și debutez, într-adevăr, la un meci, dacă nu greșesc, cu Poli Timișoara, dacă nu greșesc, mi-aduc aminte, cred că era februarie-martie, dacă nu greșesc. Eram foarte slab, eram foarte fricos, mi-era o frică teribilă.
Și am jucat, cred că, 15 minute. Jucasem împotriva acestor jucători mari de la Poli Timișoara, apărători. Și Nemicea m-a băgat 15 minute, zic, Radu, fii rapid, joacă repede, demarcă-te, încearcă să nu intri în contact cu ei. Ceva de genul ăsta mi-aduc aminte că mi-a spus. Și iată, ăla a fost într-adevăr debutul meu la echipa din Dinamo. Datorită acestui, ce să zic, acestui om extraordinar, în primul rând, și după care antrenor, Mircea Lucescu. Bun, a jucat un rol important, după aia te-a luat și în Italia, la Brescia, dar a fost unul din antrenorii care a avut un rol important în cariera ta? Cel mai important. A fost cel mai important om din viața mea, între ghilimele, cel mai important antrenor. Fără el nu aș fi devenit, cu siguranță, fotbalist de un bun nivel, cred eu. Nu te lăuda, acum. Da. Deci îi datorez enorm, din toate punctele de vedere, din punct de vedere sportiv, uman. Un rol foarte important l-a avut la transferul meu de la Verona, în care făcusem un sezon dezastruos. Și în ciuda, să zic, îndoielii oarecum și criticilor pe care le avea suporterii față de mine și îndoielilor, mai ales al lui Gino Corioni, Dumnezeu să-l ierte și pe el, pentru că din păcate nu mai este, președintele de atunci al lui Brescia, care nu mă dorea. Patronul Brescia. Patronul, da. Iată, el a reușit să mă ducă la Brescia împreună. L-a determinat pe Corioni să te accepte la Brescia. În ciuda acelui sezon dezastruos. Deci... Bun, hai să ne oprim o clipă să le spun eu celor care se uită la noi că Florin Răducioiu este singurul, cred, fotbalist român de top care a jucat în toate cele 5 mari campionate ale Europei. Da, așa este. Am și marcat, din fericire, în aceste. A început în Italia, la Bari, întâi de tot. Bari, te-ai dat jos de pe feribot la Bari, da, exact. După aia la Verona, după aia la Brescia, după aia la Milan. Milan, care a fost, cum să zic, apogeul carierei, exact. Ai câștigat, între altele, Champions League. Am câștigat Champions League. Bun. Și după care ai trecut în Spania, deci am bifat Italia. În Spania, la Espanyol Barcelona. Exact. Din Spania în Anglia, nu? Exact, din Spania la în West Ham United. La West Ham United, exact, exact. După aia, în Germania, la Stuttgart. VfB Stuttgart, da. Așa, și ai terminat în Franța, ca să închizi cercul, la AS Monaco. Așa este, la video am fost așa un, cum să zic eu, pasăre călătoare, nu știu, unul care... Dar stai că o să le luăm pe rând, că sunt interesante toate aceste escale din cariera escale, ta. Da. Da. Cu Dinamo, deci, ai câștigat campionatul și două cupe, parcă. Da, da. Ai jucat semifinala... De Cupei Cupelor. De Cupa Cupelor, în 90. Lucescu a spus la un moment dat despre echipa aia că ar fi fost la nivelul Stelei 86, poate ar fi făcut chiar mai mult dacă nu venea Revoluția și nu vă împrăștia, ca să zic. Da, așa este. Este un mare regret al lui, știu despre asta, că ar fi dorit să ducă până la capăt această să zic, echipă, adică să echipa asta să rămână împreună și să încerce, și cred că avea mari posibilități de a câștiga Cupa Campionilor. Din păcate n-a fost posibil pentru un simplu motiv. A venit Revoluția și evident că după acel campionat mondial din 90 în care ai fost și tu cu noi, evident că jucătorii români aveau dreptul de a merge în Occident și salariile foarte mari și această, să zic, dorință de a evolua în campionatele din Occident pe care le vedeam numai la televizor a fost prea mare decât, să zic așa, dorința lui Nemicea de a încerca să câștige campionatul. Bine, n-a putut să țină echipa. Era clar că trebuia să plecați, că erau, cum să spun, păsările care îți luau zborul. Da. Spune-mi, concret, Revoluția unde te-a prins? Revoluția ne-a prins cu Dinamo. Eram la Larnaca, dacă nu greșesc, într-un turneu împreună cu nevestele. Bine, eu nu eram căsătorit, dar eram nici arenic, toți ceilalți care au mai în vârstă ca mine, mai erau deja căsătoriți. Eram la Larnaca într-un turneu în Cipru. Eram cu Ionuț în cameră, Lupescu, prietenul meu drag, și ne uităm la televizor, într-adevăr nu ne venea să credem ce se întâmplă. Și am fost foarte îngrijorați de ce se... Nu ne venea să credem. Eram în Cipru, deci
ne-am întors cu mare dificultate. Eu de altfel vă spun sincer, dezvălui, și eu nu știe și poate să vă confirme, eram așa de speriat eu cu Ionuț, în care am dorit, doream să plecăm în Italia, să plecăm în Italia, să nu ne întoarcem în România, pentru că ne era frică. Imaginele pe care le vedeam erau de necrezut pentru noi în acea epocă și și îngrozitoare. Bine, pentru că erai și foarte tânăr, aveai 20 de ani. Eram, nu, da, mai ales pentru că asociam faptul că eram echipa Ministerului de Interne, auzi, ne întoarcem acasă, ce se întâmplă, o să ne împuște. Adică aveam niște gânduri foarte sinistre. Și Ionuț, mi-aduc aminte perfect, Ioane, nu ne mai întoarcem în țară. El vrea să plece în Germania și eu în Italia, pentru că mi-a plăcea foarte mult Italia. Până la urmă, chiar vreau să luăm această inițiativă printr-un prieten. S-a întâmplat că tu ai plecat în Italia exact, și el în Germania. Exact, dar am plecat în mod... Da, până atunci, Florine, au fost Copa del Mondo, Italia 90. Da. Unde ai jucat? Ce ai jucat? Am jucat 3 meciuri din 4, nu prea bine, deloc bine. N-ai jucat cu Argentina, nu? N-am jucat cu Argentina și... Da, cu Argentina nu am jucat și chiar după 94, nu știu, incredibil, cu Argentina n-am reușit să joc măcar un minut. Unul din cel meci din 90, să zic, dintr-o decizie tactică a lui Naemi, care evident n-am comentat-o. A doua în 94, de faptul că aveam două cartonașe galbene și eram suspendat. Deci la World Cup 94 tot n-ai reușit să împotriva lui Maradona, da. Argentina. Da. Dar ai jucat la meciul ăla trist cu Irlanda când am pierdut la penaltiuri. Îți mai aduce aminte? Mi-aduc aminte foarte bine la Genoa. A fost un meci foarte ciudat, un meci în care n-au fost multe ocazii de gol. Și într-adevăr, diferența a făcut 11 metri. Eu cred că am ieșit din cauza unor bășici care aveam la un moment dat. Am ieșit... ironia sorții, din nou urmat ca 94 să ieșim tot la 11 metri aceste lovituri de departajare. Da, mi-aduc aminte, nu am jucat bine nici acolo, în sfârșit a fost mare păcat pentru că era o echipă pe care ar fi trebuit să o batem, dar care nu am reușit să găsim acea... Da, mi-aduc aminte, s-a apărat foarte bine, s-a ajuns la penaltiuri și a ratat... Dani Timofte. Timofte, dacă nu greșesc, Și cred că eu... Nu, Dani Timofte, da. Da. Da, cel exact. De la Jiu, ca să zic așa. Cel de la, da, exact. Bun, după care ai început să călătorești prin Europa. Totuși, nicăieri, să nu te superi pe mine, cum zice românul, n-ai făcut foarte mulți purici. Ai jucat foarte puțin. Da. Bine, la spaniol ai jucat mai mult. Da. Dar, cum să spun? Da. Da, așa este. Tot timpul te-ai mutat de la un club la altul. Da, am fost... Eram un jucător nu simplu de gestionat. Singurul care m-a gestionat foarte bine și știa exact caracterul și personalitatea mea a fost Neamir Cealucescu. Am intrat, e adevărat, în conflict cu mulți antrenori. Cu cine ai intrat în cel mai mare conflict? În cel mai mare conflict am intrat cu cel de la West Ham, Harry Redknapp, cu care nu m-am înțeles și acolo a fost evident. După aia mi-am dat seama că am făcut o greșeală foarte mare. După care am avut probleme mari și cu Eugenio Fascetti la Verona, un tip foarte, foarte dificil. Și după care cu Didier Deschamps la Monaco, în care, dar acolo actualul selecționer al Franței. Da. Dar e adevărat, puteam într-adevăr să fac mai mult, puteam să fiu mai constant în randamentul meu, puteam să scriu mai multe goluri. Am fost un personaj un pic, să zic așa, un pic neastâmpărat, un pic atipic. Dar ce făceai? Cum să spun? Nu îi ascultai pe antrenori? Da, era un pic încăpățânat. Un timp rebel, așa? Adică da, era un pic rebel. Ce credeai tu de cuvință? Nu chiar, dar era un pic rebel și în anumite momente nu eram de acord cu anumite lucruri cu ei, să zic așa, decizii care le luau. Am mai jucat, jucam tot timpul vârf, dar erau momente când mă băgau și pe partea dreaptă, în sfârșit pe extrema dreaptă. Intram în conflict. Bine, erai și foarte tânăr. Eram foarte tânăr. Eram un, să zic așa, da, destul de, nu zic inconștient, dar da, destul de un pic conflictual, într-adevăr. Acum într-adevăr. Când stai și te uiți înapoi, erai tu de vină sau erau și antrenori, era și conjunctura? Cred că am mai multă parte de vină eu, cu siguranță.
cu siguranță ar fi trebuit să fiu. E adevărat, ai zis tu foarte bine, Ovidiu, eram cam tânăr și destul de tânăr și o doză așa mai de să zic, de, cum să spun eu, de înțelepciune din partea mea ar fi fost mai bună, mai utilă pentru mine și pentru să zic așa, pentru relația de care aveam cu antrenorul. Deci, da, am parte de bine eu, asta sunt, pot să o spun acum după atâția ani. De-aia probabil nu am reușit să fac mai mult, să înscriu mai multe goluri, să fiu mult mai... Bine, acum, la echipa națională, bilanțul tău e bun. 21 de goluri la 40 de meciuri înseamnă ce? Mai mult de un gol la două meciuri. Pentru echipa națională nu e puțin. Datorez enorm echipa națională. Dar, spun, sunt cluburi pe unde, de la care ai plecat și n-ai lăsat prea multe. Exact. La Verona, de exemplu, a fost un sezon foarte dificil pentru mine, din punct de vedere și personal, nu intru în detalii, dar și din punct de vedere sportiv, pentru că la Verona am avut foarte multe ocazii de gol pe care le greșeam cu ușurință ăștia din comun. Pentru că nu eram liniștit din punct de vedere mental. Da, bun, și era și primul transfer. Era primul Verona, transfer, practic, da. După Bari, da, Bari nici n-a contat. Dar la Bari totuși am lăsat o impresie bună. E adevărat, n-am marcat foarte multe goluri, 5 goluri, dar am jucat foarte bine, am avut evoluții foarte bune, am scos foarte multe 11 metri pe care le transforma João Paulo atunci, un jucător foarte mare brazilian. E adevărat, Verona a fost un dezastru. La Brescia, datorită lui Mircea, am reușit să fac un sezon destul de bun. La Milan era foarte greu pentru mine, dar... Da, vreau să zăbovim un pic asupra lui Milan, care era, cum să spun, sumum în materie de fotbal în momentul ăla. Ai avut cu echipieri o grămadă de monștri sacri, pe Baresi, pe Costa Curta, pe Paolo Maldini, pe Maldini, Albertini, cum se, pe Van Basten, Savicevic, Boban. Bun, cum erau băieții ăștia? Adică cum era un român tânăr, că erai încă tânăr, intrând în vestiarul ăsta de idoli? Da, am fost foarte bine primit, am fost foarte bine primit de toți jucătorii. Mi-aduc aminte, în vestiar, în stânga mea era Daniele Massaro și în dreapta mea era Sebastiano Rossi. Am fost primit foarte bine, eram tânăr, venise și Brian Laudrup de la Fiorentina, atunci cu care am avut o prietenie foarte bună. Era de fapt cel mai bun prieten al meu. Dar foarte profesioniști, am ieșit, de exemplu, că acolo se obișnuia să ieșim după meci. Încă nu... Da, să mănânci ceva. Am ieșit și eu după câteva luni, deci nu imediat, pentru că trebuia să câștig oricum crederea lor. Nu era ușor, erau niște jucători, într-adevăr, mult mai în vârstă decât mine. Ce să zic, Baresi era, cred că este fotbalistul cel mai tăcut pe care l-am cunoscut eu în vestiar, dar în teren se transforma. El era capitanul echipei, Era capitanul echipei. După aia a devenit Maldini. Exact. Costa Curta era băiatul cel mai glumeț, ne făcea glume peste tot în vestiar, înainte de meci. Era incredibil, Costa Curta. Eu știu, Marco Van Basten era un tip foarte liniștit, de exemplu. Nu prea vorbea mult, era liniștit. Eu știu, Paolo Maldini era foarte, la fel și el, foarte liniștit, își vedea de treaba lui. Deci oamenii erau foarte, foarte liniștiți, foarte, să zic, la Dar niciunul nu te-a privit de sus, niciunul nu te-a răspuns. Am avut mici clinciuri, într-adevăr, să zic așa, mici probleme cu Daniele Massaro, dar nu știu de ce, pentru probabil fiind... Erați vecini. Fiind vecini, da, exact, și eram pe același post. Bine, de fapt, el a jucat foarte bine atunci, în acel an. A făcut sezonul cel mai bun din cariera lui. Dar în rest, mare respect pentru mine. Mă simțeam, într-adevăr, nu știu, ca un fel de Oxford al fotbalului, nu știu. Eram într-o dimensiune ieșită din comun. Nu venea să... E adevărat, aveam toate condițiile pentru a ne... Nu trebuia să ne gândim la nimica decât să ne antrenăm și să jucăm bine, atâta tot. Bine, aveam... Era și concurența foarte mare, dovadă că n-ai jucat decât 7 meciuri. Am jucat 7 meciuri, era foarte greu, am scris, mi se pare, 4 goluri sau 3 sau 4 goluri, unul în Champions League, 2 în campionat și unul mi se pare cu Vicenza în campionatul, în Cupa Italiei. Aș fi putut să joc mai mult, am avut niște probleme cu, într-adevăr, cu Fabio Capello, adică ne-am... Și cu ăla te-ai certat. Da, din adică păcate... Adică n-ai iertat niciun antrenor. Nu, din păcate ne-am certat. Fabio Capello este un tip foarte rigid,
foarte, foarte dur. Și dacă ceva nu-i convine, e foarte greu după aia să mai recâștigi încrederea lui. Ei, eu bine, am greșit după un meci în sfârșit care l-avusesem la București împotriva Belgiei. E un episod care acolo probabil m-am întors la Milanello cu glezna umflată în urma unui foul foarte dur al lui Grun. Și noi după câteva zile jucam la Foggia și din păcate am zis, mister, chiar nu pot să joc, nici nu mă convoca că nu pot să joc. Aici cred că am greșit, ar fi trebuit să fac deplasarea cu Milan și eventual să încerc să joc. Și de acolo el a început un pic raportul, relația cu el s-a... Ce, te-a socotit laș, că n-ai da, curaj. Da, m-a socotit oarecum laș. Dar n-am ce să-i reproșez, evident, eu am un mare respect pentru el, am jucat, practic el avea, să zic așa, un mod de a... E clar că titularii indiscutabil jucau, numai dacă erau accidentați, dar din când în când, de la mijloc în sus, el punea jucătorii, chiar nu se uita la nimeni, să zic, nu ținea cont că te numești... Bine, Basten încă nu putea să mai joace, pentru că deja nu mai putea să joace pentru că era accidentat. Dar între mine, Massaro, Simone, cine mai era... Cei jucători, cei mai în formă jucau. Deci fiecare antrenament era ca un meci pentru mine. Deci nu m-am întrat în viața mea așa de bine și așa de dur ca la Milan. Da. Deci era în plenitudinea forțelor, te antrenai la maxim și totuși prindeai foarte greu foarte echipa greu. Pentru că era o concurență extraordinară. Nu eram, și de asta vreau să spun că acum facem un pic, facem așa o, cum să zic eu, ne dăm seama, e adevărat, de ce înseamnă să, ca într-o echipă de top să nu fii titular și totuși eu eram convocat la echipa națională. Astăzi se mai întâmplă, dar foarte greu. Dar vreau să spun că datorită lui Milan, eu am făcut acel campionat mondial extraordinar. Am însușit niște, am reușit să înțeleg ce înseamnă să mă antrenez într-o manieră, ieșită din comun, cu o concentrare ieșită din comun. Aveam o mentalitate ca cei de la Milan, de câștigător. Pentru mine orice minge în antrenament era importantă, orice lucru care făceam în antrenament era foarte important și cu mentalitatea asta am venit la echipa națională. E adevărat, am avut, să zic așa, eram foarte bine antrenat, eram foarte bine hrănit, eram foarte bine, medicamentația a fost de top. Și multă tactică în antrenament? Da, exact, de unde știi, exact. Foarte multă tactică, chiar eu, care eram în vârf, trebuia să fac anumite lucruri, acum nu mai mi-aduc aminte, dar știu, mi-aduc aminte că anumite lucruri trebuia să le fac, mai ales când nu aveam mingea, deși noi făceam un pressing avansat. Și ce făceai la Milan, făceați și la națională sau era o diferență? Nu, veneam pur și simplu cu mentalitatea mea de la Milan, pur și simplu focusat pentru a câștiga meciurile, pentru a mă antrena bine, nu, făceam cu totul diferite, lucruri diferite, pentru că după aia la Milan, e adevărat, ne antrenam 3 zile, miercuri jucam Cupa Campionilor, aveam, deci era un pic programul ca de astăzi, cam da, de astăzi. Făceam lucruri diferite. E o întrebare inevitabilă. La Milan ai câștigat cel mai mult? Nu, la Milan n-am câștigat, aveam un salariu de 650.000 de dolari, însă am câștigat pe an, de fapt am semnat 2 ani de contract, eram cel mai prost plătit oarecum, cred că cel mai prost plătit, aveam 650.000 de dolari, dacă nu greșesc, da, însă am câștigat din prime, adică acest calup de Cupa Campionilor, să numai atunci, și Scudetto, campionatul, e bine, acolo am luat aproape 500.000 de dolari. Deci aproape, numai din prime. Spune-mi și încă decidem... mai am fluturașii, credeți-mă, încă mai am. Fluturașii de salariu. De salariu, spune-mi și lichidăm aspectul ăsta financiar, să zic așa. Da, spune, nu e când problemă. Ai terminat fotbalul, tu ai terminat o echipă de amatori din Franța, mă contează. Da, a fost o... A fost când ai tras linie, te-ai ales cu ceva bani? Adică da, absolut. Am avut... Avere? Nu ca în ziua de astăzi, pentru că astăzi jucătorii ce câștigam atunci... echivalentul a, nu știu, atunci cât câștigam. Adică ai putea să nu faci nimic până la sfârșitul vieții? Deși ai pierdut destul la divorț, din ce știu eu. Am pierdut la divorț, am pierdut și prin în urma unei investiții greșite, în sfârșit în 2008. În ce ai investit? În imobiliare, într-o investiție foarte, să zic așa, cu risc foarte mare. Te-a păcălit cineva? Bine, nu pe mine, da, oarecum banca.
Și acolo, într-adevăr, am pierdut vreo 300.000, 400.000 de euro. 400.000 de euro. Nu sunt mulți, dar m-a un pic da, pus. Nu sunt mulți, dar nu sunt nici puțini. În 2008, când a venit acea criză, după aia, e adevărat, am reușit să mă redresez, să zic așa. Dar știi cum e, banii se duc dacă nu ai... Bun, acea... vreau să spun ceva. Eu am trecut și eu, sigur, așa, în pasant pe la echipele astea despre care vorbești tu. Erai tânăr, erai frumos. Frumos, ca un actor de cinema. Da. Fâșneț, așa. Peste tot te iubea lumea. Extraordinar. Eu ți-am minte la Monte Carlo, când jucai la Monaco și mai mult nu jucai decât jucai. Da, minte? Nu puteam, pentru că ți-am zis... N-am plătit hotel. Când auzi, v-am văzut cu Răducevi. Da, zice, nu vă... Când să mă duc să plătesc hotelul, ce n-aveți nimic de plată, ce prietenul lui Răducioiu. Și erai, cum să spun, nu erai titular la Monaco, nu. Erai mai degrabă un jucător... Da, eram către sfârșitul carierei, venisem de la Dinamo, după tragedia lui Cătălin Hâldan. Eu vreau de fapt să mă las de fotbal. În schimb, cum știți foarte bine, Cristi Borcea, prietenul meu drag, într-o noapte, trebuia să vină neapărat. I-am spus că am o posibilitate să merg la Monaco. Cristi Borcea este un prieten extraordinar și datoresc foarte mult, am mai spus-o. A luat avionul și a venit noaptea aceea, pentru că a doua zi trebuia să semnăm contractul cu Monaco. Mi-aduc aminte, am fost în biroul lui Campora. Și Cristi a fost extraordinar, mi-a dat posibilitatea, de asta am ajuns la Monaco. Da, venisem ca al treilea atacant, deci un fel de rezervă. Era acolo Marco Simone, Șabanin Onda, era Pârso. Și eu am venit, am zis, hai să vin, mi se părea ceva frumos, am zis, ok, vin. De atunci era Claude Puel, care m-a vrut foarte mult, după care, din păcate, după 6 luni, este dat afară și vine, într-adevăr, Deșam, care îmi spune, clar, nu numai mie, și celorlalți jucători, ca Birov, ca Jugović, Marcus, că nu aveți loc. Nu țin și am tinerit echipa, eu am rămas acolo. Deci, da, am prieteni foarte mulți la Monaco, am stat 9 ani la Monte Carlo, pardon. Am stat 9 ani cu, în sfârșit, cu fosta mea soție, cu băieții. Ai locuit, da, mi-aduc aminte că aveai acolo, aveam un apartament, da. Un apartament chiar în centru. Chiar în centru, da. Care și costa, bănuiesc, nu? Costa foarte mult, da. Azi sunt curios că poate închiriez și eu. Cât era? Era, atunci, astăzi cred că e foarte puțin. Atunci era mai mult, vorbim de 2001, 2000. Costa 7.000 de euro pe lună chiria acestui apartament. Chiria 7.000 pe lună. Pe lună, da. Și mai trebuia să plătesc un garaj, care garajul sunt foarte prețioase acolo. Vreo 1.000 de garajul euro. Garajul e mai scump decât apartamentul. Pe cuvânt. Deci garajele, este foarte mic spațiu, știți foarte bine, toți. Este aurul, este ca aurul de pe pământ. Deci nu, dacă garajele sunt foarte scumpe. Și plăteam 1.000 de euro, mi se pare, pe garaj. Dacă nu greșesc, pe lună. Deci, da, a fost, da, o perioadă... Bun, dar nu poți să zici regret. Nimic, că ai trăit o viață frumoasă. Adică, da, nu... asta da, sigur. Da. Bun, hai să discutăm un pic de echipa națională. Toate aceste prezențe în fotbalul occidental, să zic, te-au propulsat și la echipa națională, unde ai jucat și la mondiale din 90, și la mondiale din 94... și la europenele din 96? Exact, da. Da, da. Astea au fost turele mele finale, exact, n-au video, da. Deci, ai fost membru al așa zisei generații de aur. Ești de acord cu definiția asta, da, generația de aur? Da, multă lume este un pic... A fost și cred că nu mai este. A fost foarte critică la adică nu a acceptat cu ușurință această definiție, generația de aur. Dar era vorba în mod metaforic. Vorbea de o generație, într-adevăr, de aur, adică de generație care a reușit să ajungă la un rezultat, la un campionat mondial, ieșit din comun, incredibil, care nu credeam că vom ajunge la un asemenea rezultat. Sincer, nu știu cine ne-a numit așa. E adevărat, n-am adus aurul de la mondiale, dar, repet, e vorba de o metaforă și aici cred că e frumoasă. Bine, știi ce se întâmplă? Această definiție. Cei care nu acceptă care problema? Termenul de generația de aur nu vor ajunge niciodată să aibă rezultatele generației alea. Exact, adică bravo, îți mulțumesc că vin în apărare. Totuși Everestul fotbalului român, exact. Să zic așa, pe lângă câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua în 86. Da, da. Dar... da, tu ai intrat în istoria naționalei și pentru că
ai marcat la un dat 4 goluri într-un meci cu Feroe, da, nu? Da, știi că eu sunt destul de modest. Ceea ce mi-am notat eu pe aici, în 1993, da? Exact. Primul fotbalist care a marcat 4 goluri într-un meci al echipei naționale în epoca modernă. În epoca modernă cu Feroe, mi-aduc aminte, da, așa este, la capitala Feroe. Aveam niște tricouri... La Torșa, da? Da, da. La aveam niște tricouri, mi-aduc aminte de tricourile astea, un pic Banana Moon, nu știu cum se numeau, nu știu, un model foarte ciudat. Și acolo îmi scriu 4 goluri destul de rep, bine, vorbim de Hagi, de Gică Hagi, care îmi pune niște mingi pur și simplu decât să le împing în plasă, deci să le pun latul. Da, și după care... După meciul ăla te-ai certat cu Iordănescu, e adevărat? După meciul acela... Da, eu nu păi, dar era un antrenor cu care nu te certați și atunci ai hotărât. Da, să... și am hotărât, dar chiar atunci, dacă vă spun sincer, da, datorită faptului că prezența fostei mele soții l-a deranjat foarte mult, era singura femeie din delegația, venise pur și simplu ca să închidem discuția asta, bine, au trecut mulți ani, ea venise pur și simplu într-o țară care nu o văzuse niciodată, era o ocazie specială să o vadă. Eu nu, era adevărat, era singurul hotel din capitala insulei Feroe, dar pe fosta mea nici n-am văzut-o, nici n-am avut timp să... N-am avut, și a, și era, s-a supărat că s-a supărat, da. Erai deja însurat? Da, eram deja... Nu eram însurat. Era logodnică. Era logodnică, da. Asta a fost totul. După care, e adevărat, ne-am certat și mi-aduc aminte în aeroportul din Țețe Moraru, poate să vă confirme, în aeroportul din Copenhaga, m-am simțit nevoia să zic lui Țețe, să știi, nu nemitică, ziceam. Mai eu cred că nu mai vin la echipa națională pentru că nu mi se pare corect cum m-a pus neapuiul problema, în sfârșit, adică m-am supărat așa de tare. De asta eram, așa eram, un pic încăpățânat și eu, adică naibii. Și am zis nu mai vin. Și până la urmă cred că m-a sunat neapuiul după câteva zile, i-a spus Țețe, eu nu mai vorbeam cu neapuiul atunci. Și cred că i-a spus probabil Țețe sau Mircea Sandu, i-a fi spus Mircea Sandu. Vezi că Răducioiu s-a supărat, nu știu ce, nu trebuia, am putut și am câștigat, continuăm cursul. Dar ce, a țipat la tine sau? Nu, a avut, da, ceva de genul ăsta, că ce, de ce, în sfârșit, de ce vii cu prietena, zic, nu văd nimic ciudat, adică pentru era ceva... Da, pentru că n-a ieșit din cantonament. Niciodată, nu, eu am fost extrem de disciplinat, oriunde am fost, din punctul ăla de vedere. Nu mi-am văzut de treaba mea, deci... E adevărat, asta e adevărat. Este... Și chiar ai vrut să te lași atunci? Am vrut să nu mai vin, pur și simplu am zis, nu mai vin. Eram la Milan atunci, atenție. Și mi-aduc aminte când am venit, într-adevăr, hai să vă spun, într-adevăr, când am venit, eu un pic încrezut, așa, am dat 4 goluri. Vine, zic, băi, 4 goluri cu echipă totuși, de amatori, astăzi nu mai e chiar așa. Și mi-aduc aminte, ajung a doua zi la Milan, la Milanello și primul care m-a, cred că am mai spus-o asta, primul care m-a felicitat, pentru mine a fost o onoare și, nu știu, mi-aduc aminte întotdeauna, o să mi-aduc aminte de ziua aia. Primul care m-a felicitat a fost idolul meu, Marco Van Basten. Congratulazioni, Radu, bravissimo, bla, bla, bla. Deci pentru mine a bine, fost... 4 goluri sunt 4 goluri, indiferent. Bine, el dădea 4 goluri în meci oficial. El acest poker îl dădea, între ghilimele, pe teren, în meciul de Champions League. Ai mai avut o tentativă de asta să te lași în 96? Sau... Da, 96 de fapt m-am lăsat, mi se pare, dacă nu greșesc. A, înainte nu. Dar după europeanul din 96 am simțit că nu mai pot da nimic, am simțit că nu mai sunt în formă și venise schimbul de generații, venise Adi Ilie care a jucat foarte bine, fantastic de bine a jucat, Viorel Moldovan. Nu am mai vrut să fiu rezervă, asta n-am mai acceptat, adică vreau ca suporterii români să-și aducă de mine aminte ca da, cel care a fost în teren. E greu momentul ăsta. Da, când simți că vin unii care te cam dau la o parte. Exact. De-aia am și acceptat să nu mai vin. Le-am și spus că nu mai vin. Mi se pare am fost scrisoare, nu mai știu. Ceva de genul ăsta am trimis-o de la West Ham și am zis nu mai vin. Mi-am dat seama că nu mai pot. Nu mai pot da nimic. Foarte multe echipe naționale. Acum, după atâția ani, nu știu dacă am făcut bine. Poate ar fi trebuit să mai continui pentru că în viață, într-adevăr, nu trebuie să cedezi, trebuie să încerci să joci șansele până la capăt, dar am fost foarte dezamăgit și de acel turneu, nu mă așteptam să pierdem toate 3 meciurile, să înscriem un gol. Bun, apropo, vorbim de Euro 96. Da. A fost scandalul ăla la meciul cu Spania. Deci Spania ne-a bătut cu 2-1, s-a speculat faptul că, mă rog, după meciul cu Bulgaria, cu gol valabil înscris de Dorinel Munteanu și neacordat, dar s-a speculat că ați fi cedat meciul Spaniei
special ca Bulgaria să nu se califice din grupă. Ții minte, a fost, bulgarii ne-au acuzat. Ce a fost la meciul ăla? Că nu știu, tu la un moment dat ai declarat că a fost ceva, cum să spun, da, neclar așa. Da, probabil am fost deconcentrați, probabil s-au luat golurile prea ușor. Atâta tot, asta am spus. N-am zis că, evident că nu pot să acuz băieții, ar fi un act de trădare din partea mea. Am spus și acum câteva, un an sau un an ceva, și prietenul meu, Gică Popescu, cred că s-a supărat pe mine, dar eu n-am vrut să spun asta. Mi s-a părut într-adevăr o echipă care nu mai avea nimic de spus la acest meci. Am fost un pic deconcentrat și s-au luat niște goluri foarte facil, dar eu n-am spus că... Nu, bulgarii, presa bulgară, niște jucători că... bulgari au spus, dom'le, România a făcut blat ca să nu ne calificăm noi. Da, uite, nu am cum să fac asemenea declarații, pentru că n-am nicio probă dacă ar fi, au trecut foarte mulți ani. Dar, într-adevăr, meciul nu l-am jucat la potențialul nostru mult mai bun, adică să fim mult mai atenți, mult mai concentrați. De fapt, eu îmi scriu, egalez și la un moment dat luăm gol în minutul 80 și amor, dacă nu greșesc. Minutul 85, cred că scrie. Da, ne-au bătut 2-1. Ne-au bătut 2-1, exact. Deci, acum... Dacă tu ți-aduci aminte, în delegație sau la meci a fost și Miron Cosma. Mi-aduc aminte, și Miron Cosma era în acea mică tribună în spate. Da, a dat niște declarații, cum că voi, la un moment dat, v-ați retras intenționat ca să-i ajutați pe spaniol să marcheze și să loviți implicit în bulgari. Da, așa, imaginile, într-adevăr, repet, am luat niște goluri în mod facil. Acum, repet, eu nu știu dacă chiar așa s-a întâmplat. Dar trebuia să fim mai atenți și ar fi putut, de ce să nu, dacă nu câștigam, să măcar să facem un meci de egalitate. Dar n-a fost o înțelegere între voi, domne, hai lăsați-i pe ăștia să nu știu ce. Nu, eu nu știu nimic de așa ceva, nu știu nimic, și de altfel eu îmi scriu golul. Și Ilie Dumitrescu s-a legat, ții minte, a sărit la tine și Gică Popescu. Da, da, ce... am înțeles, dar Gică, bine, Ilie, care este un prieten extraordinar, nici nu a fost acolo. Ilie nu era cu noi, pentru că mi se pare el n-a fost convocat, pentru că a avut o accidentare. Da, Gică Popescu știu că un pic s-a supărat pe mine, dar n-am zis asta, am zis pur și simplu că puteam să facem mai mult, dar... Înțeles, Florin, hai să nuanțăm, s-a înțeles greșit că ar fi fost un aranjament. S-a înțeles greșit, i-am zis că mi s-a părut un pic ciudat, trebuia să fim mult mai concentrați și să nu luăm gol la asemenea fază, la asemenea acele faze, în ultimele minute, adică atâta tot, dar eu nu am asistat, nu am văzut nimic, nu... N-am de unde să... Da, deci nu poți să depui mărturie în sensul ăsta. Și ar fi un act de trădare față de coechipierii mei, față de băieții care totuși am împărtășit și atâtea momente frumoase. Bun, dintre foștii coechipieri, cel mai apropiat ai rămas de Lupescu, nu? Da, da, da. El este de mult, de când eram copii. A rămas și rămâne prietenul meu. Mai vorbit și acum până la Arabia Saudită, nu? Din păcate ieri m-a sunat și n-am putut să fiu prezent la un restaurant la 7:30, dar eu am avut o întâlnire ieri, câteva întâlniri, și am avut și o întâlnire cu Iuliu Mureșan și cu Mister să vorbim de echipă, de lucruri care ne privesc și n-am putut să ajung la un restaurant. Dar cred că îl pot vedea astăzi sau mâine, cred că este în România, este în țară, perioada de Paște. Da, este prietenul meu drag, știți foarte bine, e ca un frate pentru mine. Bun, dar spune-mi, Florine, din generația de aur, să zicem așa, șeful era Hagi? Da, da, Gică Hagi... Adică era recunoscut sau... Era recunoscut, absolut. Contestat era... și el de unii și de alții? Nu, contestat, nu. Eu, în afară de faptul că eu am, chiar dacă el venea de la Steaua, după știți, în anii 90, în anii 80, eu eram la Dinamo, eu după aia am avut ocazia să, și onoarea să joc cu acest jucător fantastic la Brescia, care și acolo, datorită lui, am înscris niște goluri foarte importante, datorită geniului Hagi. Da, era lider, absolut, el cu Gică Popescu, era și, sigur că da, și Dan Petrescu, Lupescu, eram, Gică Hagi a fost un lider absolut în sânul echipei, în mijlocul echipei, nu mai vorbesc de teren, pentru că fără el, într-adevăr, multe lucruri nu s-ar putut realiza, dar, repet, și în afara terenului era un lider, vorbeam de prime, vorbeam de cu Mircea Sandu. El era purtătorul de cuvânt. Era purtătorul de cuvânt întotdeauna. El cu Gică Popescu, Dan Petrescu și Lupescu. Cam ăștia erau
Eu vorbesc din 92 încoace, da. Până în 96 cât am fost eu. Zi-mi, absolut. Iordănescu, dacă îl compar ca duritate pe Iordănescu cu Capello, care câștigă meciul? Se apropie foarte mult. Bună întrebare. Cred că Capello este mult mai dur. Mai dur decât Iordănescu? Da, asta cred că da. Nu-mi vine să cred. Pe cuvânt. Ba, da. Bine, Iordănescu e talon în fotbalul românesc. Da. Capello e, e talon în fotbalul mondial. Dar mie mi-au plăcut asemenea antrenori duri și chiar dacă eu am intrat în conflict cu ei, dar mi-au plăcut pentru că mi-a plăcut ordinea, disciplina. Mie întotdeauna mi-a plăcut asta. Așa am fost crescut și în timpul comunismului. Eram la Dinamo și mie îmi plac antrenorii ăștia foarte, care cred în etica asta de muncă, de să lucrezi. Bun, dar tu ca jucător ai fost unul căruia i-a plăcut să muncească sau da, mai mult talent decât... Nu, absolut. Am muncit, crede-mă. Talentul, crede-mă, nu mai faci nimic cu el. Și chiar de atunci, în anii aia 90, nu mai faci nimic cu talentul dacă nu adaugi, să zic așa, asta, dorința de a face sacrificii, de a munci, de a te antrena bine, de a avea o viață extrasportivă foarte bună. Și credem, asta am făcut-o. Deci nu m-am tras niciodată. Am avut adevărat probleme fizice, m-am refăcut și am imediat început să mă antrenez, să joc bine, pentru că altfel pierdeam locul în care eram titular. Da, sigur, să zice peluză, pierdeai cașcavalul. Dacă nu jucai, nu, exact. Nu veneau banii. Deci de fumat n-ai fumat niciodată, nu? Nu, n-am fumat. Recunosc, fumez de câțiva ani, dar fumez acum foarte rar. Acum te-ai apucat de fumat? Dar fumez decât așa o țigară, un Toscanello se numește, cu aromă de, eu știu, de lime, de lămâie, de ceva de genul ăsta. Dar nu, pufă e pur și simplu, dar nu, n-am fumat. Cum ar zice Iordănescu, te-ai șmecheri și tu. Șmecheri, nu. Fumez din când în când după cină, atâta tot. Nu. Alcool, ceva? Alcool beau ca acum câțiva ani, o sticlă, o par de vin roșu, îmi place Prosecco, îmi place vinul alb vara. Lucruri, adică de genul n-ai fost ascet din acest niciodată punct de vedere. Nu. Îmi place la un pahar de vin roșu bun, la o friptură, la o chestie de genul ăsta, la o cină cu prietenii, cu tine. Bere nu e adevărat, beau, deci, dar nu sunt tipul de a exagera niciodată, totdeauna cu un pătat. Dar crezi că viața extrasportivă e foarte importantă? Este una dintre cele mai importante. E adevărat, vorbim de două epoci diferite acum, lucrurile s-au schimbat. Lumea este mult mai tehnologic în ziua de astăzi, avem mai multe... Da, fotbaliștii mult mai conștienți. Mult mai conștienți, dar viața extrasportivă, și atunci existau fete, ce crezi că nu existau fete? Și eu am fost cu fete, dar am fost foarte atent, nu pierdeam nopțile. I-am zis eu, ți-am făcut complic, erai frumușel. Deci mare atenție cu fetele. Ai avut succes la femei, da, nu? E un subiect foarte delicat cu fetele și le dau sfaturi jucătorilor tineri de a fi cumpătați, atenți, echilibrați, dar nu exagera. Să pierzi nopțile, să faci lucruri. Pentru dar că... cum e bine ca fotbaliștii să căsătorească de vreme? Bună întrebare. Sau... Da. Bună întrebare. S-au schimbat adică să acolo... liniștească, să stea acasă cu nevoastră? Eu am căsătorit tânăr. Eu aveam nevoie să mă căsătoresc tânăr. Eu, personalitatea mea, persoana mea, cam sunt eu, cum mă cunosc eu, aveam nevoie de cineva lângă mine. Și m-am căsătorit destul de tânăr. Cineva care să-ți comande, nu? Oarecum. Acolo e altă bătălie, altă luptă. Da, e adevărat. Dar depinde, s-au schimbat vremurile acum. Dar eu zic, pentru viața ta de fotbalist, pentru echilibrul tău, ai nevoie de o femeie lângă tine. Și eu zic că da, o vârstă ideală între 25-26 de ani, 27. A, deci nu foarte devreme. Nu foarte devreme, la 18 ani, nu. 20, da, eu am, spune-mi acum, dacă vrei, acum mai ești căsătorit sau nu? Nu mai sunt căsătorit, urmează să divorțez. M-am separat în Italia. În Italia sunt două step-uri. Încă n-ai divorțat? Încă n-am divorțat, urmează să divorțez până la sfârșitul anului. Tu având doi băieți mari. Am doi Luca băieți mari. Luca și? Nu, Andreea și Alessandro. Andreea au și Alessandro. Au 23 și respectiv 25 de ani. Niciunul n-a făcut fotbal. Niciunul. Din păcate, pentru că nu le-a fost foame. Nu le-a fost... Au avut totul de-a gata. Trăim vremurile astea în care mulți copii au totul de-a gata și nu este deloc bine. Și 23 nu... de ani, a zis, nu? 23-25. Și ce, sunt spre IT, spre calculator? Nu, Alessandro oarecum da, celălalt e la Milano, încă nu are, nu știu ce, am vorbit cu el, dar încă nu și-a găsit locul, să zic așa. Locuiește la Milano, cel mare. Alessandro, da, îi place foarte mult IT-ul. Stau cu mama, nu stau cu fostata soție. Stau cu mama, cel mic, între mine, Alessandro. Andreea, în schimb, locuiește la Milano singur, cu prietena lui.
Și urmează, nu-i văd sincer de un an, de un an și ceva, chiar poate 2 ani. Pentru că nu a mai fost, a fost pandemia și a fost mai complicat pentru mine. Bun, spune-mi, nu-ți, ce regres cel mai mult din carieră? Astea sunt întrebările astea stupide, care nu trebuie să lipsească din niciun dialog. Ce regres cel mai mult din cariera ta? Care crezi că a fost cea mai mare satisfacție? Hai să o luăm cu satisfacția. Să o luăm cu bila albă. Cu satisfacția, că trebuie să mă aule, mi-ai pus o întrebare. Cea mai mare satisfacție, din punct de vedere, deci fotbalistic vorbim, nu? Mă rog. Sunt foarte multe, Ovidiu, dar primul gol la mondiale pentru mine e de neuitat. Și, și faptul că Milan, nu pot să uit Milan niciodată, faptul că mi-au dat posibilitatea să câștig Champions League și Scudetto, pentru mine un vis care a devenit realitate. Da, pentru că, scuze-mă, afară de titlul cu Dinamo și titlul, eu n-am câștigat nimic. Titlurile cu Milan, n-ai câștigat nimic. Ai jucat numai top, dar degeaba. Da, așa este. Deci, că până la urmă știi cum e, tragi linie și zici, omul ăsta ce-a câștigat ca jucător. Deci asta sunt. Asta a fost satisfacții foarte mari. Bineînțeles, nu pot să uit golul de la Cardiff, golul acea încărcătură emoțională incredibilă. Care a dus nașterea generației noastre. Eu știu, sunt... De la World Cup, golurile. De la World Cup, da. După care, da, am și decepție, acum decepții. La echipa națională, acel turneu Euro 96, în care aparent eram favoriți, nu zic să câștigăm, dar trebuia să trecem de grupe, să ajungem în semifinale, pentru că mi se pare că erau 8 echipe. Da, era un moment în care eram considerat una din echipele... Regret că n-am avut mai multă inteligență din punct de vedere al gestionării, cum ai zis, relațiilor cu antrenorii. Eram și, da, am regretul de a nu fi făcut mai mult în termen de eficiență. Aș fi vrut să marchez mai multe goluri și totuși, eu știu, acum după atâția ani poate... Retragerea națională n-a fost o idee chiar foarte bună de 96, n-ar fi trebuit să lupt mai mult. Să continui, să mai... Nu crezi că ai fi meritat un meci de retragere? Nu te-ai gândit niciodată la asta? Da, să mă acum, gândesc. Nici acum, nici acum nu e târziu. Da, mi l-a propus cineva, da, eu știu, am 52 de ani. Mi l-a propus cineva și o să mă mai gândesc. Mulți ani. Deja, mulțumesc frumos. O să mă mai gândesc, dar a venit pandemia, vreau să fac ceva de genul ăsta, acum vreo 2 ani. Împreună cu o persoană dragă mie, care m-a ajutat din toate punctele de vedere, dar a venit pandemia. Poate cine știe, în curând îl pot face. Dacă... Da, crezi că dacă ai organiza acum un meci de retragere, foștii coechipieri de la Milan ar veni vreunul? Vai de mine, unul? Aproape cu care toți. Mai vorbești din ei? Deci am vorbit mai cu toți, mai sunt din când în când, am văzut pe Franco Baresi acum câțiva ani, acum 2 ani, mai vorbesc cu Franco, cu Maldini am vorbit, cu Pochettino am vorbit, cu Marco Simone am vorbit, cu Panucci, cu Cristian am vorbit, cu cine am mai vorbit? La Brescia vorbesc în continuare cu Luciano De Paola, în sfârșit faimosul mijlocaș care în acea epocă era un tip foarte, să zic așa, se certa foarte mult cu noi în epoca lui Brescia, era mijlocașul care se certa cu mine, cu Gică Hagi, în sfârșit. E o întreagă poveste acolo. Cu cine am mai vorbit? Deci, Birov, pot să, bineînțeles... Birov, da. Și crezi că ar veni ăștia? Absolut. Am face rețetă mare la București. Vă dați seama că, absolut, Marco Van Basten l-aș suna și cred că cu siguranță ar veni. Dacă n-ar avea probleme... Van Basten crezi că mai poate să joace? El nu cred că mai poate, dar prezența lui pentru mine ar putea fi extraordinară. Nu știu, e un proiect frumos, o să vedem dacă reușesc să-l fac. Aș vrea să-l fac mai repede pentru că timpul trece și nu așteaptă pe nimeni. Da. Ți-aduce aminte că ai fost invitatul meu când am comentat împreună finala de Champions League de la, unde s-a jucat? La Bari, nu? La Bari, între Steaua și Belgrad și Marsilia. Așa. Da. Și ai cântat niște cuvinte așa și te-a înjurat presa de acolo, vreo 6 luni, că ai uitat românește, că ai uitat de unde ai plecat. Te-a marcat momentul ăla? Da, m-a marcat foarte mult în acei ani. Și s-a mai vorbit în ultim, și chiar acum recent, dar eu acum am o vârstă în care, cred pur și simplu, nici nu mă mai afectează nici deloc. Deci nu mai am niciun fel de... Dar în acei ani, da. Pentru că
Atunci te-ai simțit lovit, nu? Am fost, da, pentru că lumea mi-a pus această etichetă de emancipat, de fizon, așa. De ăla care nu mai vrea să a uitat limba română, a uitat de unde a plecat. Nici de cum. Eu am demonstrat totuși că la echipa națională mi-am făcut cât de cât datoria și am fost un bun patriot, dacă e să vorbim așa. Că am vorbit, e adevărat, era o perioadă în care învățam limba italiană. La tine patriotismul semna să dai goluri. Da, exact. Dar astăzi nu se mai miră nimeni că un român care vine din Anglia sau din Italia are accent mai... Nimeni nu mai zicea. Eu abia ajunsese și în Italia învățai și exact. Cântai un pic finalul. E adevărat. Da, nu mi-am dat seama, a fost o chestie care pur și simplu nu ne dam seama, dar nu o făceam pentru că eram încrezut sau că, vezi, Doamne, am uitat limba română. Nu, a fost... Eram mai copil, dar povestea asta, da, m-a afectat la început, dar acum pur și simplu nu mai afectează absolut. Florine, am început cu Dinamo și am promis că terminăm cu Dinamo. Mă, cu stadionul ăsta al vostru, ce se aude? De se aude bine, în sensul că să treacă generațiile și stadionul tot nu se construiește. Da, am înțeles că din această vară se va dărâma, într-adevăr, stadionul. Cred că aceste lucrări, cum cred că ați citit în presă și așa am vorbit și eu cu Iuliu Mureșan și cu Zăvăleanu, am vorbit cu ei acum câteva săptămâni. Într-adevăr, va dura un pic cam mult pentru că este într-o zonă destul de dificil de tranzitat pentru toate utilajele, pentru toate, eu știu, camioanele. Și cred că va fi gata în 2025. Deci suntem ultimii, deci ultimul mare club faimos din România, care încă nu, iată, nu are stadion. Suntem ultimii pe listă. Da, uite-te la Rapid ce înseamnă un stadion. Da. O galerie și un stadion împing echipa. Sunt convins că și oameni de afaceri și oameni sponsor vor veni lângă Dinamo dacă vom avea un stadion. Nu se mai poate fără stadion, vedeți dumneavoastră. Este o eternă, să zic așa, dezbatere între Milan și Inter. La Milano, eu știu, mă interesez și încă nu se știe, ei au nevoie de nou stadion, nu se mai poate. San Siro este un stadion vechi. Da. Deci, e de acum un monument istoric. E un monument istoric și ei se gândesc deja să construiască un nou stadion în altă zonă. Deci, iată, și Dinamo are nevoie pentru că creez o emulație extraordinară, entuziasm, va fi altceva. Florine, eu îți mulțumesc că ai venit. Mai am o singură întrebare. Da. Spune, în perspectiva barajului, pentru că Dinamo nu pare să aibă vreo altă șansă, nu. Ești așa. Optimist sau rezervat? Mai întâi sunt rezervat. Sunt rezervat. De ce? Pentru că trag un semnal de alarmă echipei noastre și băieților noștri că nu va fi ușor și că vor trebui să fim noi, din punct de vedere al atitudinii și al mentalității, cea care vrea să... cea care, cum să zic așa, ar veni din Liga a doua. Deci, cea care vrea, ar veni din Liga a doua și vrea să fie mai să montată. Fie montată. Mai, da. Deci sunt mare, mare atenție pentru că trebuie să jucăm de o determinare și de o concentrare și din comun. Deci sunt rezervat. Spune, pe cine ai preferat tu la baraj, dacă ai putea să alegi? Da, am văzut un pic clasamentul, încă mai sunt etape. Cred că la momentul acesta n-am preferințe, dar... Cluj sau Hermannstadt? Cam aici bate. Aș vrea Hermannstadt, sincer. Ai vrea Hermannstadt. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră fostul mare internațional Florin Răducioiu. Îi mulțumesc că a acceptat să vină să dialogueze cu noi. Vă mulțumesc dumneavoastră care v-ați uitat, dacă v-ați uitat. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Super Bowl. Împreună suntem super.